Vă salut, am ajuns la următoarea etapă din construcția casei și anume montarea fosei septice. Deci noi nu în comună nu avem stație de purare sau alt fel de canalizare și nici nu se mai permite săparea unei gropi cu zid, chiar cu zid uscat în pământ. Așa că am fost nevoiți să facem comandă de o fosă septică ecologică cu 3 camere de decantare și am fost la cei de la Cribernet, lângă Piatra Neamț și am dat comandă de o fosă septică de 2000 de litri. Acum hai să vedem cum am cărat-o, cum am săpat și cum am montat-o, pur și simplu. Deci am început cu săpat manual lângă casă. Am montat prima parte a conductelor de scurgere și am continuat cu șanțul înspre cărare, în vale, cu o pantă nu foarte mare, după care am cărat fosa la deal cu tractorul. Nu e chiar atât de grea. Capacitatea este de 2000 de litri, dar cele 3 camere sunt făcute înăuntru din fibră de sticlă și cu rășină. O veni Răzvan, băiatul, cu excavatorul, cu mini-excavatorul și am împrumutat de la vecinul dumperul pentru cărat pământ și am început să cărăm. Tata e la volan la dumper, eu filmam și tot așa, fiecare mai schimbam locurile. Primul strat de pământ este foarte bun, l-am pus deoparte și după aia l-am pus înapoi deasupra fosei. Bineînțeles, sub fosă trebuie pus nisip, balastru, o să vedem imediat. După care, da, e un dumper de scrie 6 tone în dreapta pe el, probabil atât cară, atât poate să ducă în cupă, este din ăla de carieră, dar vecinii folosesc la treburi pe acasă, pe la fermă. Bun, mergem înapoi la cărat. Ok, am mai cărat câteva cupe de pământ cu tot cu piatră. Vedeți că e mai mult piatră la noi, la munte, decât pământ. E balast, așa e natura, așa e muntele. Aici e mai greu pentru agricultură, dar construcțiile ies foarte solide în tipul ăsta de rocă, de pământ. Și tot așa am mai cărat câteva cupe. Răzvan mai avea puțin, o săpat groapa de vreo 2 metri, după care a continuat în vale cu șanțul pentru tubul ăla de scurgere. Tubul ăla negru spart, anume, este găurit pentru scurgere lichid curat în afară. Am turnat balast pe acel șanț și, bineînțeles, sub fosă un pic să se așeze, dar până la nisip am zis să începe cu balastul. Uite tubul cum arată în interior, este pe margine este găurit. Totul, absolut tot tubul este găurit. Noi am luat 15 metri parcă și l-am tăiat în două. Am pus unul lângă altul. Este balast, după cum vedeți, și piatră multe, deci se scurge orice lichid pe acolo. Fosa, bineînțeles, trebuie tot vidanjată, dar odată la câțiva ani. Acum am continuat cu balastru să fie destul de drept acolo pentru să se potrivească la fosă, la evacuare și la intrarea din șanț. Apoi nisip. Am
pus și nisip fin. Am cărat acolo o grămadă și sub fosă, după cum vedeți. Tata corecta niște pământ acolo, mai trebuia într-un colț, trebuia scos. Și am continuat cu cărat nisip. Am turnat nisip, cum ziceam, și în groapă aici și pe șanț mai la vale. Să fie destul de fin, să se așeze fosa foarte bine, trebuie pusă la cumpână, să fie dreaptă. Chiar dacă conducta vine într-o anumită pantă de sus, de pe râpă. Acum hai să montăm, să introducem fosa la locul ei. Am pus niște folii să nu se zgârie prea tare. Cu niște sfori legate ne-a ajutat și nepotul, vine pe la noi, cu ocazia asta l-am pus la treabă, am ținut un pic de sfor și am încercat, după cum vedeți, să o dăm cu capacele alea în sus, pe cât posibil, să o dus o leacă mai departe, dar am tras-o noi, că nu e așa de greu. Din capacele alea iese tubul în afară, trebuie să scoatem în sus, în deasupra pământului și am completat cu nisip pe marginea fosei și cu apă. Am pus niște apă, n-am umplut-o, dar am pus să aibă un pic de greutate, deși ea mereu trebuie să fie plină, din câte am înțeles. Adică așa funcționează, ăsta e principiul de funcționare, se decantează dintr-o cameră în alta, cele trei camere și cam așa se curăță, cam așa funcționează. După aia vidanjare. Astea sunt tuburile. Aici am filmat un pic înainte să montăm tuburile. După aia le-am montat tata. Nu am fost eu acasă, dar vă arăt aici câteva secvențe cum arată în timpul lucrării. Cu fosa montată la locul ei. În deal deja vedeți că este acoperit la loc șanțul în partea de sus, înspre casă. Am pus înapoi și gliile cu iarbă. Așa arată imediat după ce a fost, după vreo săptămână, deci după ce a fost montat și tubul ăla de scurgere, și așa arată după câteva luni, după ce a crescut un pic de iarbă. Mai urmează să turnăm un zid din beton acolo cu piatră în spate la râpă, zid de sprijin pentru râpă, și încă un zid mai la deal unde e pământul ăla proaspăt pus din altă parte. Deci cam asta e tot ce am făcut pentru fosă, asta e pisica. Și totul funcționează, deocamdată totul e ok, am respectat indicațiile producătorului și sperăm să fie totul bine. Cam asta e tot, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la următoarele clipuri, pentru că mai am deja multe în progres, să zic așa, multe treburi începute. Pa, spor la toată lumea!